Regina Ana împlinește astăzi 92 de ani. Soția regelui Mihai își petrece ziua alături de majestatea sa în Elveția, de care nu s-a mai despărțit de la nunta lor din Grecia. Imagini care nu au mai fost difuzate în România ne-o dezvăluie pe prințesa Ana de Bourbon-Parma în 1948, când se pregătea de nuntă. Pe degetul principesei se vede inelul de locotnă pe care i l-a dăruit regele Mihai. În luna iunie, regele Mihai și prințesa Ana s-au căsătorit la Atena. Au trăit în exil o viață simplă, mai întâi în Marea Britanie. Își câștigau existența la o fermă de găini. I believe Madam will take quite an active part with His Majesty in all this activity. Well, I try to help him most I can. Yes, what is your main task? Well, my main task is taking care of the children and sort of taking care of the other sort of chickens and things like that that interest the children. Are you going to enlarge your activities and go on to... Well, very slowly, slowly as it comes. Regina Ana a fost ca un ghid pentru regele Mihai, care, exilat de comuniști, a fost nevoit să învețe să trăiască o viață simplă. Regina Ana era deja obișnuită cu greutățile. În adolescență fusese vânzătoare în New York, iar în timpul celui de-al doilea război mondial a luptat pe front, unde a primit decorația Crucea de Război a Franței. După Revoluție, abia aștepta să descopere România, de care îi vorbise timp de 44 de ani regele Mihai, dar pe care nu au putut să o viziteze. Que voulez-vous? Mon premier devoir, c'est de rendre à cet homme que j'aime une vie agréable et une vie pour mes enfants et de le soutenir dans tout ce qu'il faisait. După Revoluția din 1989, când administrația Iliescu-Roman i-a interzis regelui Mihai să revină în țară, regina Ana a vizitat de mai multe ori România, pentru că majestatea sa nu avea interdicție.